Într-o zi, sătul de restaurante, cluburi și alte localuri asemănătoare, Diana și prietenii ei au decis să facă un picnic pe malul râului. Ideea părea cumva neobișnuită și puțin extremă. Au cumpărat tot ce le trebuia pentru coacerea frigăruiului și s-au dus să caute un loc convenabil. După ce s-au așezat nu departe de parcul central, ei au întins o pătură și au început să se distreze. N-au avut ocazia până acum să coacă frigărui, așa că nici măcar nu le-a reușit să aprindă carbonii cum trebuie. Hotărând să nu atragă mare atenție cărnii, au trecut la gustări și alcool. Șampania și berea curgeau ca un râu, iar muzica modernă, ce era populară în cluburi, suna la maxim din mașină. Diana i-a zâmbit larg lui Denis, tipului din compania lor, de care îi plăcea. Au avut cândva o aventură, iar acum el îi făcea ochi dulci, promițându-i o continuare fierbinte a seriei. Când s-a apropiat de ei un bătrân cercetor, băieții au început să râdă de el. Diana s-a uitat la hainele lui rupte și a râs. "Ați greșit adresa. Alcoolicii locali stau în altă parte," a spus ea. "Eu nu beau alcool," a căltrat bărbatul din cap. Da, doar îl torni în gât," a intrat Denis în discuție râzând. "Eu pot să beau doar un pahar pe săptămână, de dragul dezinfectării, dacă finanțele îmi permit, desigur," a spus cerșetorul, făcând, așa cum i s-a părut Dianei, o insultă. "Am vrut să vă întreb, poate aveți ceva mâncare în plus? Măcar o bucată de pâine," coborând capul, spuse bărbatul sub nas. "Nu există mâncare în plus," adăugă prietena Dianei. "Iată, vezi carnea asta," interveni Denis. "Când terminăm aici, o vom duce la gunoi, iar tu o vei lua de acolo. Voi parcă sunteți obișnuiți să luați mâncarea de acolo," râse el. Bărbatul a mormăit ceva sub nas de genul: "Dumnezeu să-ți fie judecător," și a plecat. Băieții au început să râdă de bărbatul fără adăpost, iar cineva a propus să se toarne fluid pentru aprindere pe carne și atunci când o va pune pe foc, va fi prăjită pe loc. Diana nu mai râse niciodată așa de tare înainte. Nu era clar în ce moment a început disputa, precum că cei fără adăpost trăiesc mai bine decât oricine, că nu au probleme sau griji, dar în scurt timp, Diana a încercat cu furie să demonstreze că ea însăși ar putea trăi cu ușurință la fel ca ei. "Hai să punem un pariu," sugeră brusc Denis. "Îți place mașina mea? Ea poate fi a ta," făcu el din ochi. "Cine dintre noi rezistă să trăiască 3 zile ca un vagabond, acela va câștiga. Dacă câștigi, mașina este a ta și proprietarul ei la fel," adăugă el cu o voce vicleană. "Dacă câștig eu, ești a mea timp de 6 luni, apoi vom vedea." Diana chicote. S-a băut mult alcool și acesta i-a lovit creierul, forțându-i să facă nebunii. "Hai," spuse fata. Mâinile strânse pentru o dispută au fost desprinse de un prieten de-a lui Denis. Compania a început să facă gălăgie și să parieze dacă va reuși cineva din ei să reziste sau nu. "Avem nevoie de observatori pentru fiecare din noi. Va trebui să angajăm 2 bărbați din securitate, căci nici nu știi cum localnicii pot să sară la bătaie. Și ca să nu fie vreo înșelăciune," adăugă Denis. "Andrei se va ocupa de asta," dădu el din cap către prietenul său. "Mâine ne întâlnim în același loc," a spus Diana. Amicul lui Denis a fost însărcinat să găsească securiști care să stea de veghe în caz de urgență și de asemenea să facă fotorapoarte despre viața lor de stradă. Adrenalina îi juca în sânge și Diana și-a scos hainele vechi uzate. Ea s-a gândit că l-ar putea învinge cu ușurință pe Denis și atunci el nu va fugi nicăieri. O va cere pe fată în căsătorie și va oferi mașina lui exclusivă, pe care o iubește mai mult decât orice pe lume. Dimineața, entuziasmul s-a stins ușor. Diana s-a gândit că degeaba s-a hotărât la toate astea, dar disputele pentru ea au fost mereu o chestiune de onoare și ea, de fiecare dată, își îndeplinea sincer obligațiile, dacă era în puterea ei. După ce le-a spus părinților ei că pleacă la țară cu prietenele sale pentru câteva zile, fata și-a luat hainele vechi și a ieșit afară. Ea a hotărât că se va schimba în toaleta molului local Nu s-a machiat, dar și-a uns părul cu puțină cremă, pentru plauzibilitate și pentru ca prietenei, care nu știu nimic despre dispută, să nu o recunoască în rolul de vagabondă. După ce s-a schimbat, ea a chemat un taxi și a mers cu mașina la locul de întâlnire, deși șoferul de taxi n-a fost imediat de acord să o conducă, ci doar când a scos o bancnotă în avans și i-a înmânat-o. Și chiar și atunci, el a privit acești bani de 100 de ore în lumină, verificându-i dacă nu cumva sunt falși. Băieții erau deja adunați și așteptau spectacolul, însă Diana a fost surprinsă să-l vadă pe Denis îmbrăcat în cămașă și blugi. "Nu voi participa la asta. Am râs ieri și ajunge," spuse el. "Diana, du-te acasă și schimbă-te. O să mergem de seara la petrecere," îi făcut tipul din ochi. "Deci, pasezi, da? Atunci dăm cheile de la mașină," spuse Diana sfidătoare. "Ba nu!" Înțelegerea a fost că va câștiga cel care va rezista 3 zile în pielea unui vagabond, a spus Denis indignat. "Atunci jucăm," spuse Diana hotărâtă. Prietenul lui Denis a organizat securitatea fetei. I-au fost luat telefonul și banii și au lăsat-o singură. "Dacă te hotărăști să renunți, încrucișează-ți brațele peste piept. Iată așa. Paznicul te va vedea și te va duce la Denis," a spus Andrei și i-a urat fetei mult succes. Persistența fetei era de invidiat și ea conta pe faptul că soarta îi va zâmbi și nu-i va arunca trucuri sub formă de ploaie sau ceva mai rău. Stând pe o bancă, fata se gândi că mai bine nu acceptați toate astea. "Ok, încă fără mâncare mai poți trăi 3 zile. Apă găsesc în fântână, dar unde să mă spăl? Să merg la toaletă, să dorm?" Frica, deja peste 10 minute, a început să-și croiască drum sub piele și să o furnice. Fata era stânjenită și voia să-și încrucișeze brațele peste piept, dar principiul nu i-a permis să facă acest lucru. Ea se consola și își spunea că totul îi va reuși. A trecut o zi, iar Diana simțea că nebunește. Timpul trecea foarte lent. Ea a reușit să adormă puțin abia spre dimineață pe o bancă, dar noaptea n-a închis un ochi. Dimineața, Denis a venit cu mașina lui, s-a parcat prin apropiere și a venit spre fata care se plimba prin parc. "Gata, Diana, e suficient. Chiar arăți ca o vagabondă, dar a trecut doar o zi. Mi-e teamă să-mi imaginez cum vei arăta în a 3-a zi. Lasă prostiile astea." Fata doar s-a uitat la el și a simțit o durere imensă de stomac din cauza foamei, dar n-avea de gând să renunțe. "Dați-mi, vă rog, niște bani pentru pâine," spuse ea sfidătoare. Denis a cotănat din cap ca răspuns și a plecat. Era supărat pentru că își putea pierde mașina sa iubită foarte ușor, dar, mai presus de toate, își aprecia autoritatea sa în fața băieților și n-a vrut să meargă împotriva lor, lăsându-și sie mașina. Doar că obiectivul Dianei nu era mașina băiatului. Ea și imagina deja cum se va duce cu acest bărbat frumos la altar. Fata la început n-a îndrăznit să ceară de pomană, dar capul deja îi se rotea din cauza foamei. Prin urmare, ea s-a dus în locul cel mai populat și a pus un fel de cutie de tablă în față și a început să cerșească. Oamenii treceau și, dacă aruncau câte o monedă, atunci era atât de mică, încât nici măcar nu putea să strângă pentru o pâine. Plângând de supărare, Diana s-a îmbrățișat și a început să se legene dintr-o parte în alta. Ea a închis ochii și a început să creadă că se afla la jumătatea drumului. Era prea devreme pentru a renunța, a mai rămas încă jumătate. "Bună, fiico!" auzi fata o voce cunoscută și și-a ridicat privirea. În fața ei stătea același cerșetor care le-a cerut mâncare la picnic. Diana era speriată, pentru că, dacă o recunoaște, putea acum să înceapă să-și bată joc de ea. Dar dacă el decide să o bată? Dar dacă i-a ocupat locul? Fata nu răspunse, doar tremura sub presiunea privirii lui, iar bărbatul s-a așezat lângă ea și a scos o pâine dintr-un pachet mototolit. În gură a început să-i se formeze imediat saliva, iar stomacul, care era deja aproape lipit de coloana vertebrală, a început să bubuie. După ce a rupt pâinea, cerșetorul i-a întins fetei jumătate. Ea s-a uitat la mâinile lui și s-a strâmbat, dar a acceptat mâncarea, pentru că era frică să refuze. Dar ce dacă se va enerva? Se gândi fata. Mulțumesc, șopti Diana. Cum ai ajuns aici? A întrebat bărbatul. Este o poveste lungă, a răspuns fata, ce habar n-avea ce-ar putea inventa. Dar eu nu mă grăbesc. Avem o grămadă de timp. Povestește-mi, iar eu o să-ți povestesc pe a mea, ca să treacă timpul mai repede. Diana a fost surprinsă că cerșetorul nu mirosea deloc alcool. Ea crede că toți vagabonzii sunt niște bețivi care au ajuns în situația lor din prostie. Dar acum a văzut că acesta nu arăta deloc ca un alcoolic. Bărbatul a mușcat o bucată de pâine și s-a uitat la Diana, de parcă ar aștepta ca ea să înceapă istoria sa. Dar fata a tăcut. Păi, dacă nu vrei să povestești, atunci o să-ți povestesc eu. Totul a început cu o mică greșeală. Am fost dat afară din spital și mi s-a retras licența, pentru că oficialul credea că eu sunt cel de vină. Dar deja nici nu mai contează ce s-a întâmplat la locul de muncă. M-au dat afară, chiar dacă n-a fost vina mea. Nimeni n-a încercat să clarifice situația. Șeful de sus așa a ordonat. Soția mea a început să mă alunge la muncă, dar nu mi-a putut găsi un loc de muncă nicăieri. Și apoi s-a enervat foarte tare și m-a alungat din apartament. Nici măcar nu m-a lăsat să-mi iau actele de identitate. Am locuit câteva zile în stradă, încercând să-mi găsesc un loc de muncă, măcar ca paznic sau hamal, dar nu mi-a reușit. N-am fost acceptat nicăieri. Iar când aspectul meu a devenit complet mutatolit și nereprezentabil, nu mi s-a permis să merg la interviuri de angajare. Toată lumea mă gonea ca pe un câine. Poliția a refuzat să mă ajute. Mi-au spus să vin cu actul de identitate, dacă decid să depun vreo cerere. Cumva nu mi-a reușit. Poate că viața m-a pedepsit pentru ceva și mi-a dat o lecție. Cine știe? Dar deja de 6 luni încerc să supraviețuiesc și să mă angajez undeva, să caut ajutor de undeva, dar nu-mi iese. Bărbatul și-a spus povestea, iar în sufletul Dianei se petrecea ceva de neînțeles. Viziunea ei asupra vieții început să se schimbe încet. Fata a înțeles că obișnuia să trăiască în propria ei lume fictivă și în zadar îi trata pe cei fără de post cu atât de dispreț. Fiecare are propria sa poveste. Aproape toți vagabonzii devin așa, fără vina lor. Fetei i-a fost greu să respire. În piept a crescut un nod uriaș, din cauza căruia i s-a făcut și mai rău. În cele de urmă, lacrimile i-au scăpat din ochi. Diana nici n-a observat cum a mâncat bucata de pâine pe care i-a dat-o bărbatul și a început să se simtă puțin mai bine. Mihail, așa se numea bărbatul, s-a dovedit a fi un om foarte inteligent și interesant, iar timpul alături de el a început să zboare mai repede. Bărbatul a vorbit despre soarta lui dificilă și prin ce a trebuit să treacă în aceste luni și, de asemenea, s-a gândit cu tristețe la ceea ce l-așteaptă în continuare. Iarna e mai dificil, nici nu știi cum adormi pe undeva și îngheți. Nu e întotdeauna posibil să ajungi la rețeaua de încălzire, iar șobolanii te pot rode în scara blocului. Așa și trăim noi, fico. Dar tu ești tânără, ai putea să-ți îmbunătățești cumva viața. Diana nu îndrăznea să-și spună povestea, pentru că nu voia să mintă. Ea doar a spus că i-a fost prea greu. Au trecut 3 zile, iar prietenii au venit după Diana. Ei chiar au început să glumească despre cât de rău miroase de la ea, iar cineva i-a propus chiar o bucată de pâine. Să-ți dau niște bani? A întrebat o prietenă, alăturându-se la glumele comune. Iar când Diana o privi cu furie, ea a început să scuture din cap. Glumesc, Diana! Au trecut încă 2 zile. Fata s-a adus în ordine și s-a întors la prietenii săi. Iar Denis, în cuvinte, a devenit iubitul ei. La o petrecere dedicată victoriei fetei, acesta a fost nevoit să-i dea cheile mașinii sale. Băieții din jur se distrau, iar Diana stătea și se simțea ca o străină pentru ei. Ea a început să înțeleagă că toate petrecerile, băutura și disputele stupide nu-i permit să simtă adevăratul gust al vieții și într-o zi s-ar putea întâmpla să nu mai trăiască. Din când în când, gândurile fetei se întorceau la Mihail și ea voia să-l ajute cumva pe bărbat. Îi era rușine că l-a luat în râs atunci și acum simțul vinovăției nu o lăsa în pace. Am decis să-ți predau cheile mașinii într-un mod original, ca stelele de pe umeri, a început Denis cu un discurs solemn. Aceasta este cea mai ieftină vodcă. Ei bine, vagabonzii nu beau alcool scump, deci nu voi arunca cheile, căci brelocul va muri, dar inelul de legament, da. Ajungi la el și mașina e a ta. Haide, micuța vagabondă, arată-mi de ce ești în stare. El i-a împins Dianei un pahar de vodcă și a devenit foarte dezgustător, încât i-a fost imposibil de exprimat în cuvinte. Fata a apucat paharul și l-a aruncat băiatului în față. Ești nebună!" a țipat tipul. Ceva nu e în regulă cu fata asta," șopte prietena sub nas. Dar mai duceți-vă voi, știți unde?" strigă Diana. Râsitele s-au potolit instantaneu și toată lumea se uita la fată, fără să înțeleagă ce îi se întâmplă. Diana se ridică în picioare și se repezi afară. Era obosită de așa o viață. Aceasta nu era viață, ci un fel de existență animală. Acasă, fata a vorbit cu părinții ei. Tatăl ei avea o fabrică de produse farmaceutice. Poate că cercetările lui Mihail, despre care el le povesti cu entuziasm fetei, ar putea fi utile la această fabrică. Tatăl a fost atât mulțumit cât și surprins de faptul că fiica era atât de îngrijorată de oamenii fără adăpost, dar i-a promis fiicei că va face tot posibilul și va ajuta persoana respectivă să-și recupereze actele. A doua zi, Diana a mers chiar în locul în care s-a întâlnit cu Mihail. Bărbatul dormea, așa că ea i-a atins omul ca să-l trezească. Diana? S-a uimit el, dar a recunoscut-o imediat, pentru că fata și-a pus același hanorac și nu s-a machiat. Ce minune! Iar eu îmi făceam griji. M-am gândit că ai pățit ceva. Fiico, cum așa? Ridică-te, unchiule Mihail. O să-ți pun totul pe drum. Unde mergem? Întrebă uimit bărbatul. Tata o să aibă grijă de dumneata. O să vă ajute cu documentele și o să vă dea un loc de muncă. Haideți să mergem. Eu nu v-am spus povestea mea. Deci, acum este timpul. O să vă povestesc totul în mașină. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și o noapte liniștită. Pe curând! Pa, pa!